ceea ce aveți în jurul vostru și mai ales minunățile de desene care sunt pe pereți. Vă găsiți la Artis, este Casa de Cultură Belgo-Română, un fel de centru cultural românesc aici din Belgia. Și astăzi noi vă prezentăm și o expoziție extraordinară pe care ne-a propus-o un mare pictor belgian, Frank Lifoge, care se numește Colorăm Europa. Această expoziție este un început, vă spun vouă pentru că poate vă interesează și pe voi copii și profesorii care aveți în diferite școli să participați la acest proiect. Este un proiect care se va extinde în toate țările Europei. Deja avem foarte mulți parteneri din Portugalia, Italia, Moldova, Bulgaria, acum am văzut și Spania a venit. Și în ce constă acest proiect? Haideți! De fapt, proiectul Colorăm Europa este un proiect care are ca scop, în primul rând, cunoașterea Europei, cunoașterea unor locuri din diferite țări, locuri pe care pictorul Frank Lifoge le-a descoperit și pe care le-a imortalizat într-un fel ce îi aparține lui. De aceea el a creat un fel de mandale, un fel de planșe care pot fi colorate și scopul nu este neapărat să colorăm aceste planșe, scopul este să descoperim locurile care sunt în spatele acestor planșe. De exemplu, să descoperim Grand Place-ul din Bruxelles, pe care îl vedeți aici. Și după ce l-am descoperit și am citit istoria Belgiei și am citit un pic despre acest loc și pe care o să-l descoperiți și voi după spectacol, puteți să desenați, puteți să colorați aceste planșe în tehnica, în stilul, urmând liniile sau nerespectând nicio linie, cum îl simțiți voi. Important este să aduceți creativitatea și lucruri pe care îl simțiți voi în acest desen la care participați. Scopul acestui proiect este într-adevăr de a cunoaște Europa, dar de a lega și anumite prietenii și anumite relații între tinerii, între copiii din diferitele țări ale Europei. Deci, proiectul este deschis la toată lumea și școlile care vor să participe pot să ne solicite, este o simplă adeziune ca să puteți să folosiți aceste planșe care au drepturi de autor, să puteți să le folosiți. Școala respectivă se angajează să le folosească numai pentru proiectul Colorăm Europa și atunci puteți să primiți planșele, puteți să le fotocopiați, puteți să le puneți pe orice fel de material. O să vedeți că avem tehnici diferite pe care copiii le-au adus. De exemplu, pe peretele de aici avem școli din Baia Mare, din Alba Iulia, din aici avem Școala Populară de Artă din Baia Mare, avem de asemenea din Bruxelles mai multe școli care aici pe peretele din centru sunt atelierele de copii de la Artis, pentru că avem foarte mulți copii, de exemplu Alex este unul dintre marii talentați. Alesia de asemenea. O vedeți și în poze pe Alesia acolo, cea care a pictat foarte frumos și a descoperit foarte multe lucruri interesante, nu? Și, deci, proiectul nostru va aparține. De asemenea, avem proiecte pe muzică. Seara, aici avem un piano B-Art, Brussels Art, în care artiști, compozitori sau artiști muzicieni pot veni să cânte, să facă spectacole și concerte pentru a se face cunoscuți în lumea întreagă. Mulțumim! Pentru publicul din Bruxelles și pentru cei care vin de la Râmnicu Vâlcea, pentru cei care au venit să vadă spectacolul, ne bucurăm să vă avem alături de noi, pe cei mici de la atelierele creative, de asemenea,
Astăzi este un matineu muzical teatral împreună cu prietenii noștri de la Școala Populară de Artă și meserii de la Râmnicu Vâlcea. Haideți! Aici. Ești în lojă. Voi vreți și voi să stați acolo? Mai sus? Nu? Ok. Deci, cum vă spuneam, este vorba despre Școala Populară de Artă și Meserii, care are o grămadă de activități și de puțin timp, de câteva luni, Doina Migleții, prietena noastră, care a fost directorul teatrului Ariel din Râmnicu Vâlcea, a preluat a preluat trupa de teatru de la Școala Populară de Artă, o trupă de teatru care este realizată cu copii și care a luat premiul întâi la festivalul de teatru școlar din România anul acesta. Ceea ce este un lucru extraordinar. Cum să stai aici? Un lucru extraordinar. De aceea ne-a propus astăzi un spectacol cu o compilație de texte unde veți descoperi Micul Prinț și alte texte foarte interesante, piesa de teatru Pasărea care ne vie, o a doua piesă de teatru după textele lui Caragiale, vă va vorbi doamna Doina Gănescu, și, bineînțeles, este și clasa de pian de la Școala Populară de Arte și Meserii. Doamna Doina Gănescu a ținut neapărat să ne prezinte tinerii talentați de la Școala Populară de Arte. Foarte talentați, care au avut spectacole în Austria, care au avut spectacole la Paris, nu? Unde ați mai avut spectacole? Praga. La Praga, vă dați seama, aproape în toată lumea. Am să o chem și o să rog pe doamna Doina Gănescu să vină să ne prezinte un pic Școala Populară de Artă. Pentru cei mici, ieri am făcut cei care au fost. Am vorbit un pic despre Caragiale, nu-i așa? Despre Caragiale am vorbit. O să recunoașteți textul și o să-l vedeți pe textul lui Caragiale. Da? Să fiți atenți și să spuneți. Dacă vă e cald, dezbrăcați-vă. Să închidem acolo. Îmi dai... Stimați profesori, dragi părinți și copii, în primul rând mulțumim Casei de Cultură Belgo Română, Artis, respectiv domnilor Carmen și Liviu Hobărtean, pentru invitația făcută Școlii Populare de Arte și Meserie Râmnicu Vâlcea, invitație care ne-a dat privilegiul să vă arătăm o parte dintre cei mai talentați copii ai școlii noastre, considerați adevărații ambasadori ai României în Europa și nu numai. Mi-am scris aceste gânduri din dorința de a vă spune cât mai multe lucruri într-un timp limitat, pentru că aceasta este, și de aceea am permis să vă citesc, să ne încadrăm cât mai bine. Înainte de a vă prezenta programul acestui matineu musical, teatral, aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre școala pe care o reprezint. De fapt, mi-am început activitatea în Școala Populară de Arte în anul 1994 ca profesor de pian, o singură clasă. În anul 2000 am devenit manager al acestei instituții și până în prezent sunt 7 clase de pian, alături de alte clase de muzică pe care vi le voi spune imediat. Așadar, Școala Populară de Arte și Meserii din Râmnicu Vâlcea este înființată în anul 1970, nu face parte din sistemul de învățământ de stat, dar este o instituție de cultură și de educație artistică subordonată direct Consiliului Județean Vâlcea, care ne asigură, de fapt, o parte din bugetul respectiv. Cursurile la școala noastră sunt opționale și sunt împărțite pe mai multe secțiuni. Sunt 4 secțiuni. Muzica, cuprinde instrumente muzicale. Sunt 7 clase de pian, ca instrumente, pian, chitară, acordeon, orgă, canto, popular, ușor, muzică ușoară, muzică clasică, de asemenea sunt foarte multe clase de canto. Coreografia, o altă secțiune, cu clase de dans modern, cu clase de dans de societate și așa mai departe. Artă dramatică, teatru pentru copii,
arte plastice, multe clase avem de desen, de ceramică, de pictură, de grafică și așa mai departe. Și nu în ultimul rând, că știți că avem clase externe și mă refer aici la meșteșugurile noastre extraordinare, meșteșugurile tradiționale. Și am să mă refer în primul rând la clasa de ceramică, coloritul nostru tradițional. Și am aici doi reprezentanți în această sală, mă refer la familia Mihaela și Paloș Ion, sunt aici în sală, dumnealor reprezintă România foarte multe. Și concursuri naționale și internaționale și ne face o mare plăcere să-i avem printre noi de fiecare dată. Deci avem clasa de ceramică la Horezu și invit aici, dacă ajungem în Râmnii Culcea și Râmnii Culcea, vă invit să facem o excursie la atelierul dumnealor, unde o să ne demonstreze, să vedeți. Și acum, în momentul de față, ne spuneau că sunt foarte multe autocare venite din mai multe colțuri ale lumii. Deja au intrat într-o rețea de turism, dacă pot să spun așa, sunt foarte, foarte cunoscuți. Și mai avem o clasă de țesut, tot la Horezu. Țesut din lână, din păr de capră. Cam acestea fi secțiunea importantă ale școlii noastre. Și acum, aș vrea să mai spun ceva, un lucru destul de important. La aceste cursuri pot participa atât copii, cât tineri și adulți. Deci nu există limită de vârstă. Bineînțeles că accesul la aceste cursuri este pe bază de taxă. Cam atât ar fi lucrurile despre școala noastră. Acum, aș vrea să vă prezint programul din această dimineață. Dacă s-a vorbit aici despre teatru, așa este, a obținut foarte multe premii în ultimul timp, dar aș vrea să spun și despre acești pianiști care completează matineul din această zi. Sunt o mică parte. Ei sunt, de fapt, foarte mulți pianiști la școală, așa cum am mai spus, sunt 7 clase cu câte 20 de elevi, unde sunt profesoare extraordinare, sunt foarte căutate. Efectiv, noi nu facem față la câte cerințe sunt pentru acest instrument. Dar am ținut să completăm acest spectacol cu acești copii pentru că ei au reprezentat țara noastră în concursuri internaționale, în evenimente, nu neapărat concursuri internaționale și așa cum a spus și doamna director Carmen Hopătean, este vorba din anul 2002 noi facem astfel de schimburi culturale cu Germania, cu Casa de Tineret din Music Seminar, și de Casa de Tinere din Fateștetel, de lângă Nuhen. Apoi am avut invitații la ambasada din Atena, Cehia, Școala Populară de Arte și multe, multe asemenea schimburi culturale pe care le-am organizat. Acești copii au obținut premii deosebite. În anul 2013 am venit cu 30 de copii din România. Școala Populară de Arte din Râmnicu Vâlcea a reprezentat România la concursul muzical de France din Paris cu 30 de copii. Toți au luat premiul întâi, dar distinția, trofeul, CMF-ul al acestui festival, l-au obținut doi copii pe care am ținut să îi aduc și astăzi să-i cunoașteți și o să-i prezint la momentul respectiv. Iată așadar că copiii noștri, copiii români sunt extraordinar de talentați și ei spun foarte multe lucruri despre lucrurile bune și, în primul rând, lucrurile bune. N-aș vrea să intru în alte amănunte. Haideți să vă prezint programul. Așa cum s-a menționat, sunt trei părți în această zi. Pianiștii vor avea trei intervenții și vor fi și două momente de teatru. În prima parte, îi vom asculta pe Mihai Florescu și Ana Gănescu. Ei vor cânta în cadrul unui ansamblu la patru mâini, Allegro de Diabelli, deci vom începe cu ei doi. Despre ei doi, haideți să vă cunoască și unul, haideți aici lângă mine, Ana Gănescu și Mihai Florescu. Cei doi care acum 3 ani au luat CMF-ul la Paris și Ana a obținut premii de asemenea.
premii foarte importante. Ei sunt deținători ai multor premii și în România și știți că concursurile din România sunt la un nivel destul de ridicat. Așadar, ei sunt laureați acum la... Acum două săptămâni s-a încheiat concursul de piano Ilina Șațchi, de care cred că cu siguranță dumneavoastră știți. Și astăzi vor deschide această întâlnire cu Diabelii, după care îi vom mai auzi și individual. Așadar, Ana Gănescu și Mihai Florescu, Diabelii, ansamblul la 4 mâini. Liceului de muzică la Oboi. Deci, o vom asculta pe Oltenii.
Matei Miruna, interpretând preludiu de coreli și dansuri din Apuseni, la Oboi, iar la pian o va acompania doamna profesoară Camelia Pavlenco din București. Mulțumim, doamna profesoară, că ați acceptat să o acompaniați astăzi.
atât aici, îi rog pe instituții artiști să se pregătească actorii în spate. Așadar, cu pasărea care nu e, interpretează Albinaru Sara Maria, voi trebuie să vă pregătiți în momentul ăsta, așa mi s-a spus, Cristescu Rareș Florin, Toba Alexia Cosmina, Voina Teodora Caprinel, Grigore Luisa, Ușac Elena Calumina, Vocea Sara Maria, Fungura Luca Ioana, Trăinu Elena Daniela, Tănase Deborah Corina, Marin Vlad Vive, Miu Elena Alexandra, regizor Doina Migheții. Aplauze pentru tine! Vârf al nasului
Și regele făcând un semn... Eu vreau măgarul meu să aibă clopoței de lemn. Regina zise... Eu vreau pe asin clopoței de frase. Iar prințul... Pe măgar eu țin să fie clopoței de pin. Grăi prințesa blând și tare. Eu vreau din lemn de palisandru. Nebunul se rosti și el. Eu vreau clopoțel de păducel. Și au trimis după tâmplar. Dar el avea cireș amar. Și au trimis după tâmplar. Dar el avea cireș amar. Bali demne, pentru că vă zic, nu era încă nimic. Chiar nimic, nimic? De bună seamă cum ar fi fost ceva fără mamă? Fără mamă și fără tătuc? Fără mamă și fără tătuc nu se poate face niciun papuc. Da, nici bomboane și jucării nu erau? Păi dacă nu erau copii. Da, dar Dumnezeu s-a pus să lucreze acolo și a făcut un oraș. Thank you.
sunt atât de trist. Nu pot să mă joc cu tine. Nu sunt domesticită. Oh, pardon. Ce înseamnă domesticită? Nu ești pe aici, ce cauți? Caut oameni. Ce înseamnă domesticită? Oameni au puști și vânează. E foarte neplăcut. Cresc și găini. E interesul lor. Cauți găini? Nu, caut prieteni. Ce înseamnă domesticită? E ceva prea uitat. Înseamnă a crea legături. Crea legături? Care seamănă cu alți 100.000 de băiețași. Și eu n-am nevoie de tine. Și nici tu n-ai nevoie de mine. Eu nu sunt pentru tine decât o vulpe care seamănă cu alte 100.000 de vulpi. Dar dacă tu mă vei domestici, vom avea nevoie unul de altul. Tu vei fi pentru mine unic în lume. Încep să înțeleg? Încep să înțeleg. Există o floare. Cred că m-a domesticit. Tot ce se poate, se vor atâtea pe pământ. A, nu pe pământ. Pe altă planetă? Acolo sunt vânători? Nu. Asta e interesant. Dar găini sunt? Nu. Mă rog. Nimic nu e perfect. E monotonă viața mea. Eu vânesc găini, oamenii mă vânează pe mine. Toate găinile seamănă între ele, toți oamenii seamănă între ei. Așa că vezi, mă cam plictisesc. Dar dacă tu mă vei domestici, eu voi cunoaște sunetul unor pași cu totul deosebit de al celorlalți. Pașii celorlalți mă vor alunga în pământ, pașii tăi mă vor scoate afară la lumină ca o muzică. Și apoi ia te uită acolo. Vezi lanurile de grâu? Eu nu mănânc pâine. Pentru mine grâul e inutil. Dar părul tău are culoarea aur. Atunci va fi minunat când tu mă vei domestici. Grâul o să-mi aduc aminte de tine și are să-mi placă foșnetul vântului prin grâu. Dacă vrei, domesticește-mă. Bucuros aș vrea, dar am prieten de văzut, lucruri de descoperit, de cunoscut. Nu cunoști decât ceea ce domesticești? Oamenii nu mai au timp să cunoască nimic. Ei cumpără lucruri de-a gata, de la neguțători. Cum nu există neguțători de prieteni, oamenii nu mai au prieteni. Dacă vrei să ai un prieten, domesticește-mă. Am înțeles. Ce trebuie să fac? Trebuie să ai foarte multă răbdare. La început, te vei așeza ceva mai departe de mine. Uite așa în iarnă. Eu am să te privesc și tu n-ai să spun nimic. Graiul e izvor de neînțelegere. Azi e întârziat. Dacă mereu ai să vii așa la voia întâmplării, eu n-am să știu la ce oră să-mi împodobesc sufletul. Ne trebuie ritul. Ce este acela un rit? Și asta e ceva prea uitat. E ceea ce face o zi să se deosebească de celelalte zile. O oră de celelalte ore. Am înțeles. Te voi domestici. Vai, am să plâng. E vina ta. N-am vrut să-ți fac niciun rău. Așa e. Dar ai să plâng. Așa e. Păi, n-ai cunoscut nimic. Ba da, te-am cunoscut pe tine. Și nu uita că... Am înțeles. Nu cunoști decât ceea ce domesticești. Taci! Bine, am înțeles și asta. Graiul e izvor de neînțelegere. Graiul e izvor de neînțelegere.
dictare! Ca să faci o poiană, cere un trifoi și o singură albină. Albinită. Albină. Ca să faci o poiană, s-ar cere un trifoi și o singură albină. Și o visare. Și cu o simplă visare se poate când albinele sunt numărate. Când albinele sunt numărate. Gata! Ce lecție am avut pentru azi? O furnică, 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 o furnică. Și cobor salină cât roata carului pe cap. Asta o să vă mulțumim să nu există. O salinică trăgând la un car plin de pinguini și canari. Asta o să vă mulțumim să nu există. O furnică vorbind franțuzește, latinește și iavanește. Asta zopă nu există, nu există. Nu există. O furnică mică, mică, dar înfiptă va să zică, ieri la prânz mi s-a urcat de pe vii și nu uscat pe picioare pentru căci mi le-a luat de niște crăci. Mărunțică de făptură, duse harnică la gură, o fărâmă de ceva care acasă trebuia, așezat în magazie pentru iarna ce să vie. Bravo! Bun, pregătiți-vă caietele. Astăzi o să vorbim despre eroi noștri, eroi noștri care de la Decebal Traian, eroi noștri care... Eroii mei sunt doi căcoși, de rastă, pintenați, frumoși, ca ofițeri. Doamna învățătoare? Doamna învățătoare! Eroii mei sunt doi cocoși, de rasă, vintenați, frumoși, ca ofițerii la paradă, doi cavaleri aristocrați, dintr-o privire ofensați. Încep duelul fără spate. Am martori, puii speriați, teren o parte din o gradă, dar n-am motiv de spate, căci nu se știe a cui e vina, misterul învăluie pricina. Deci căutați găina. Din amândouă părțile să înceapă ostilitățile. Ei stau o clipă față în față cu ciocurile la pământ, apoi deodată și-au avântul și lupta începe să-l trească. Ba deodată dau cu ciocuri ca de alături schimbă loc. Ba din ar, dau din gheare, unul cade, altul sare, iar să atacă, iar să pișcă. Dar deodată nu mai mișcă. Față în față multă vreme, stau așa ca două ghele, neclintite și zburlite. Până când, pe nesimțite, unul părăsește sfata, întorcându-se cu coada. Atunci, ieși de sub șopron, un filozof clapon, urât și atât de bătrân încât a dat în mintea puiei. Voi vă certați pentru o găină, dar nu vedeți, e curtea plină. Vă trezesc garzul la vecin, că și pe acolo sunt găi. De ce vă puneți gheara în gât? Să lase unul cât de cât, să dea și celălalt ceva
scriitor român, Petre Stoianov, povestea Florea. Amanda Sofia Marinov. Thank you.
Irina Elena Raluca. Raluca studiază pianul de la 6 ani. Ea este cea de-a doua deținătoare a trofeului CMF-ul, concursul muzical de Franz din Paris în 2013. A concurat atunci cu încă 30 sau 40 de pianiști din Europa și nu numai. Au avut un repertoriu impus. Gândiți-vă că aceeași piesă a fost cântată de 40 de ori și a cântată bine de cei 40 de concurenți, iar Raluca a cântat-o și mai bine pentru că ea a obținut trofeul de festivalul. A studiat pianul 5 ani cu Doina Gănescu la Școala Populară de Arte și Meserii. Continuă acum activitatea în cadrul Liceului de Arte din Râmnicu Vâlcea, dar studiază în Aliul și în continuare studiază pianul. A rămas pasionată de acest instrument. Împreună studiem la Școala Populară de Arte din Râmnicu Vâlcea. Astăzi ne va cânta două dansuri românești, Marțian Negrea și Seara în Poartă, compozitor de asemenea Marțian. Prieteni. Ce mai e nou? Prost, Vașer, prost.
Este o criză, mă înțelegi, că poți pentru ca să zici că nu se poate mai oribilă. S-a isprăvit. E ceva pentru care poți ca să... Las, că se mai și exagerează. Ce se exagerează? Este o criză care ascultă-mă pe mine, că dumneavoastră nu știți care mă înțelegi statul, cum a devenit acum. După cum văd ce se petrece, că nu sunt proastă, înțeleg și eu atâta lucru. Fiindcă nu mai merge cu sistema asta, care când te gândești apucă groaza, mașer, groaza. Eu pot pentru dacă spun pe parola mea d'onoare că îmi pare foarte rău, dar știi, foarte rău. Pentru ca să ajungem să vedem țara mea care este peste putință să prevadă cineva o situațiune mai tristă, fiindcă le-am spus și dumnealor. Care e dumnealor? Ei, dumnealor care a fost. Care e dumnealor? Lasă, nu trebuie să fie omul așa de pesimist. Lucrurile or să se îndrepte. Este o recoltă admirabilă. Ce recoltă? Ce recoltă? Dumneata, n-ai văzut rapița? N-am văzut-o, că n-am fost pe afară. Apoi vezi rapița, moft. Ei, firește că moft, că nu sunt în stare pentru ca să dea nici 40 de milioane și dumnealor. Mă înțelegi, lucru mare. Parcă a apucat de un picior cu rapița care se poate dumnealor pentru ca să ia de ochiile la pugon. Ați văzut acum unde sunt 160 de milioane cu care se laudă? Bine, dar numai rapița e. Dar drumul. Da, porumbul. Da, Renate. Da, cuponul pe iulie. Da, cuponul pe septembrie. Da, cuponul pe noiembrie. Da, alelalte. O să le plătim, în sfârșit, guvernul lor. Las că și guvernul Dumnezeu știe și pe el. Care toate gazetele urlă în fiecare zi despre criza ministerială. Fiindcă nu se împacă și nu mai intri și la conservatori, și la liberali, și la... În loc să facă guvern de coaliție cu toți bărbații de stat ca să le ordone regele, mă înțelegi? Serios. Vă ordon pentru ca să limpeziți situațiunea, fiindcă așa nu se mai poate pentru ca să meargă, ca dumneata să tragi încolo și dincoace, fiindcă niciodată nu s-a întâmplat în alte țări. Nici pe vremea fanarioților putem pentru ca să zicem nici înainte de independență, în detrimentul prestigiului care trebuie tot să lupte dacă e vorba să aibă pretenții de oameni politici. Dumneata, nu vezi în chestia economiilor? Ba, văz. Apoi dacă vezi, de ce umbli cu mofturi? Eu nu umblu cu mofturi. Pardon, cu peul de-a curmezi.
ceva. Mofta Angioaica are unul sau mai mulți adoratori. Dar nu de plăcere ori de pasiune, ci de datorie. O femeie de așa înaltă extracțiune trebuie să aibă un suivemoa. Da, ce e ăla un suivemoa? Bogată n-are plăcere mai mare pe lume decât să-și arate unei amice sărace toaletele și să-i spuie prețul lor fabulos și apoi proiectele, planul și devizul toaletelor viitoare. Mofta Angioaica săracă este foarte discretă. Nu disprețește fondurile secrete, ba chiar din contra. Pentru cine conspiră e prudent să evite pe Mofta Angioaica română. Așa cum v-am spus, crudă, adică necoaptă, primește cadouri de la răscopții bogați. Răscoaptă face cadouri la săraci necopți, adică la crud. Ah, crudule! Ah, crudule! Ori nepoftită, ea trebuie să se afle la toate balurile. Ah, balurile! La toate balurile de rigoare ale curții, ale societăților, ale lumii mari, la reprezentațiile prime, extraordinare sau de gală. Ea e abonată la L'Indépendant, frumea! Și trebuie să figureze neapărat în carnetul reclamului. Fiecare moftanjoaică spune bucuros din fir în păr, toată conversația care a avut-o cu prințesa moștenitoare, aproape o jumătate de ceas. La valul din urmă de la Cotroceni! Ah, balurile de la Cotroceni! Da, balurile de la Cotroceni, că n-a lipsit nicio moftanjoaică de acolo. La valul curții mai ales, cum s-a ținut toată ziua de mâncare, abuzează de șampanie. De intre, de înghețată, de bomboane. Nu de plăcere, o tărăcomie, nu! De datorie. Odată supează cu un amic, pe urmă, cu un curtezan. Mai des de ziua, se înțeleg. Vine și rândul lui dumnealui. Haide, cocoșelule, la bufet! Așa, după înghețată mănâncă iarii cremoi și după pomenhâie extrase frappe, iar ciocolată fierbinte. Iar ciocolată fierbinte. Așa, și după ciocolata asta fierbinte, a doua zi, doctorul Highlight se vede silit, ai prescrie o cutie și jumătate de capsule de ricin. După fiecare bal din mond, a doua zi, crai doctorilor mondă, aleargă până le iese limba din cos. Culmea supărării, s-o scape de vedere Claymore. Culmea ambiției, un minister pentru bărbat și un secretariat pentru amic. Ah, să nu uit! Când vezi două moftanjoaici amestecându-și alifia de pe buze și țocăindu-se cu multă căldură, să știi că nu se pot suferi. Ma, ma, ma! Ah, ma chère, je ne peux la sentir! Ah, ma chère, je ne peux la sentir! O țară! Eminamente agricolă, trebuie să aibă un highlight. Da, ce e la un highlight? Este crema societății. Aha, ca naștere. A, nu. Ca talent. A, nu. Ca onestitate. A, nu. Ca bravură. A, nu. Atunci ca ce? Thank you.
cântat și mai înainte, va cânta temă cu variațiuni Ludwig van Beethoven și din ciclul Juju pur Madame, Madame și Madame de Zir, Tandr Dostravinsky, compozitor Mihail Jora. Apoi vom asculta pe Ana Gănescu cu Primăvara de Eduard Grieg și în final, din nou o piesă la patru mâini, Scott Joplin, Entertainer. Succes! Thank you.
copiilor? Da. Da. Hai, de gănesc cu Ana. Diplomă pentru excelență artistică și promovarea culturii românești. Bravo! Pentru același lucru, Florescu Mihai Alexandru. Arvinaru Sara Maria. Cristescu Rareș Florin. Marinonu Sofia Amanda. Dacă vă dau două, mi le dați înapoi. Toba Alexia Cosmina. Felicitări. Voinea Teodora Catrinel. Felicitări. Dirinea Raluca Elena. Igore Luisa. Mușat Elena Carmina. Vocea Sara Maria. Vocea. Hongu Raluca Ioana. Creinu Elena Daniela. Dănație Devora Corina. Marin Vlad Vivec. Oltei Miruna. Băiașu Alicia Maria. Miu Elena Alexandra. Hodina Andreea Beatriz. Sau Beatriz. Și mai avem pentru excelența artistică și promovarea culturii românești, doamnei Gănescu. Și doamnei Doina Migleții. Bravo! Haideți sus!